Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri 18 iunie. Hai să vedem pentru această zi de vineri ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. Hai să începem pe partea de dragoste, unde avem pajul de monede, o energie care se mișcă foarte, foarte încet, o energie foarte moale, cu foarte multă inerție, care nu prea e dispusă să accepte schimbări radicale în viața sa. Hai să clarificăm acest paj de monede. Pe partea de sănătate, pe partea de dragoste, atât pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, cât și pentru cei care sunteți singuri. Hai să clarificăm acest paj de monede pe partea de dragoste, atât pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, cât și pentru cei care sunteți singuri. Ok. Foarte interesantă această clarificare a pajului de monede. Acum înțeleg stagnarea din relație sau stagnarea din dezvoltarea unei posibile relații dacă sunteți singuri. Pentru că în acest caz avem două persoane, da? Doi parteneri. O persoană are această energie de combinație între paj de monede și paj de bâte. Ce înseamnă asta? Că are momente de foarte multă pasiune, cu foarte multă energie, în care pare că poate să mute munții din loc și pe urmă momente foarte lungi în care stagnează, în care nu se întâmplă nimic, în care nu vrea să iasă din zona de confort. Cealaltă persoană are combinația dintre pajul de monede și regele de monede. Și cealaltă persoană e foarte stabilă și nu prea vrea să iasă din zona de confort. Dar fiindcă a trecut de la pajul de monede la nivelul de rege de monede, știe exact ce își dorește în viața sa. Și aici, la mijloc, între aceste două persoane, între o persoană care trece de la o extremă la alta și o persoană care e foarte calculată și care știe exact ce țeluri are în viață, vedem ca și clarificare luna. Vedeți, niciuna dintre cele două persoane nu o vede clar pe cealaltă. Fiecare percepe doar o mică fațetă din partenerul sau partenera sa, dar nu îl înțelege pe de-a întregul pe omul de lângă sine. Și aici, cheia succesului pentru voi doi, fie că sunteți deja într-o relație sau că discutați aici cu o persoană cu care ați vrea să începeți o relație, indiferent care dintre cei doi parteneri sunteți voi și care este cealaltă persoană, aici cheia succesului este mai multă comunicare. Pentru că aici ambele persoane se uită la aceeași situație, la aceeași conversație, la același SMS, la același mesaj, la aceeași poză și înțeleg lucruri complet diferite. Aici cu luna sunt mari probleme de comunicare, mari diferențe în gândire, în percepție, în înțelegere. Și am impresia că o parte din problemele acestea de comunicare se datorează faptului că voi presupuneți o grămadă de lucruri. Le înțelegeți subiectiv, prin prisma propriilor voastre experiențe. Ori nu. Aici, în acest cuplu, dacă vreți ca lucrurile să funcționeze bine, mai ales în această zi de vineri, este foarte, foarte important să puneți toate cărțile pe masă și să aveți o discuție onestă. Nu presupuneți nimic. Cereți clarificări. Aveți aceste discuții pentru că altfel lucrurile nu o să iasă bine. Altfel aici o să fie niște diferențe mult prea mari între cei doi parteneri și nu o să se ajungă la un consens. Fiecare o să se simtă neînțeles, fiecare o să se simtă obligat de circumstanțe, obligat de cealaltă persoană să facă lucruri care nu îi stau în fire, să facă lucruri care nu îi convin. Și poate nu azi, poate nu mâine, dar în timp toate aceste tensiuni o să se acumuleze și nu o să ducă la nimic bun. Mai departe, în privința sănătății,
avem aici Cinciul de Bâte. Cinciul de Bâte este o carte care ne vorbește despre certuri. Și în contextul de sănătate, vreau să vă atrag atenția ca în această zi de vineri să nu porniți discuții în contradictoriu, nici măcar în joacă, nici măcar așa de dragul dezbaterii academice, pentru că aici lucrurile pot să degenereze și să vă creeze la propriu migrene, dureri de cap. Pentru cei care nu rezonați cu acest mesaj, Cinciul de Bâte ne vorbește și despre posibilitatea unor accidente, mai ales accidente casnice, așa că aveți grijă în bucătărie. Să nu puneți mâna pe mânerul fierbinte de la oală. Să nu vă loviți degetul mic de la picior de colțul patului. Să nu vă tăiați la deget atunci când puneți mâna pe un cuțit. Dar mare grijă la aceste mici accidente casnice care nu o să ducă la niște probleme grave de sănătate, dar sunt neplăcute și cu mai multă atenție pot fi evitate. Pentru cei care aveți copii sau pentru cei care sunteți mai tineri, până în 25 de ani, ar fi indicat în această zi de vineri să vă planificați timp pentru sport, pentru exerciții fizice, pentru că aici cu cinciul de bâte văd o grămadă de energie care se acumulează, o grămadă de tensiune care se acumulează și care poate fi foarte ușor eliberată și folosită într-un mod constructiv în sporturi, mai ales în sporturi de echipă. Și aici pentru toată lumea, indiferent de vârsta la care sunteți. Dacă astăzi vă planificați să mergeți să jucați fotbal cu prietenii sau basket sau tenis sau indiferent care este sportul pe care îl practicați în echipă sau împreună cu cineva, aveți grijă la competitivitatea ridicată care este dată de această energie a zilei, pentru că aici riscați să vă accidentați, să vă suciți glezna, să vă loviți la mână, să aveți iarăși mici accidente din acestea, pentru că sunteți foarte competitivi și vreți să câștigați. Hai să clarificăm acum acest 5 de bute, că deocamdată v-am spus aici o poveste întreagă fără să scoatem cărți de clarificare pe partea de sănătate. Ok, exact ce spuneam, aici aveți mare grijă la această competitivitate ridicată, mai ales pentru cei care o să practicați sporturi de echipă în această zi, pentru că dacă o să vă accidentați astăzi, o să fie un accident pentru care o să trăiască să scoateți niște bani din buzunar ca să reparați situația, fie că trebuie să vă cumpărați niște creme, niște tratamente, să vă puneți comprese reci, comprese calde, în fine, în funcție de problema cu care o să vă confruntați fiecare. Aici tratamentul o să vă coste ceva, plus că dacă vorbim despre accidente gen o luxație, o căzătură, o mână ruptă sau chiar un picior rupt, da, în cazuri mai extreme, aici cu zecele de monede văd că o să fie un accident, un mic accident de care o să vă aduceți aminte și la bătrânețe, adică piciorul sucit acum, genunchiul lovit acum, o să fie un accident pe care o să-l resimțiți toată viața voastră până la bătrânețe. Așa că aveți grijă, trebuie aici doar să nu fiți chiar atât de competitivi și să fiți puțin mai atenți. Atâta tot. În privința carierei, a afacerilor, a banilor, a situației voastre financiare, avem aici o carte foarte frumoasă, Zecele de monede, da? Care a mai apărut odată și pe partea de sănătate în cărțile de clarificare. Când apare pe etalarea de finanțe, Zecele de monede ne vorbește despre foarte multă stabilitate financiară, mai ales dacă lucrați în aceeași companie sau la aceeași afacere împreună cu niște membri din familia voastră. Pentru o mică parte dintre voi e posibil aici ca părinții să vă transmită aici, să vă dea, să vă ofere pe tavă o afacere. Pentru cei care sunteți tineri și acum vă gândiți la facultatea pe care o urmați, aici cu zecele de monede ar fi indicat să o luați în aceeași direcție în carieră ca unul dintre părinții voștri. Pentru cei care nu vă încadrați la niciuna dintre aceste două categorii,
Fie că aveți afacerea voastră, dar nu lucrați împreună cu membrii din familie, fie că sunteți angajați pentru o companie în care, iarăși, n-aveți de face cu nimeni din familia voastră, 10-le de monede ne vorbește despre nevoia de a începe să vă planificați pentru pensie. Fie că vă puneți niște bani deoparte, fie că vă faceți un cont de economii, fie că vreți să investiți la bursă sau în imobiliare sau în ce vreți voi să investiți, aici 10-le de monede vă atrage atenția că ar fi momentul indicat să începeți să vă gândiți la acest lucru și să începeți să faceți ceva în această direcție. Pentru că acum este un moment foarte propice ca să luați deciziile corecte, astfel încât peste ani, când va fi momentul să ieșiți la pensie, să vă bucurați de stabilitatea financiară pe care o să începeți să o construiți din această zi, din acest moment. Pentru cei care sunteți deja la pensie, aici 10-le de monede ne vorbește despre ajutor, susținere care vine din partea copiilor, din partea familiei. Hai să clarificăm acest 10 de monede, cum puteți cu toții să beneficiați la maxim de această energie atât de frumoasă, atât de stabilă, atât de benefică pe partea de finanțe. Aici este clar, stabilitatea financiară vine din muncă proprie. Acolo unde sunteți dispuși să depuneți efortul necesar, o să fiți victorioși și cu soarele lucrurile tot timpul o să iasă de partea voastră. Pentru o parte dintre voi, planul de pensie a fost aici să depuneți foarte mult efort în creșterea și educarea copiilor voștri, astfel încât aceștia să fie victorioși, să fie ca șasele de bute, să obțină mai mult decât voi și să vă poată ajuta. Pentru o parte dintre voi, planul de pensie este să lucrați voi foarte mult, să puneți deoparte, să fiți victorioși și la bătrânețe să vă bucurați de roadele muncii voastre. Pentru o parte dintre voi, planul este să lucrați aici foarte mult la dezvoltarea unei afaceri de familie, astfel încât să o duceți pe culmile succesului și toată familia să se bucure de această stabilitate financiară. În funcție de situația particulară a fiecăruia, ce e clar aici este că dacă sunteți dispuși să depuneți efortul necesar, cu șasele de bâte și cu soarele, 100% garantat o să obțineți ceea ce vă doriți, dar va fi mult de muncă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi de vineri. Înainte să intrăm în acest weekend prelungit, hai să scoatem o carte suplimentară de la aceste cărți oracol pentru această zi. Sunt în centrul păcii. Este bine pentru mine să privesc înăuntrul meu. De fiecare dată când mă centrez mai în profunzime, descoper în mine comori nemaipomenit de minunate. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi interpretările mele. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!